Pentru 4 zile la Satu Mare a venit în pregătiri perechea Andra Păcurar, Alex Miculescu, locul 5 la mondialele de anul trecut din China și proaspăt campion european la Stuttgart alături de echipa României. Alături de cei doi în sala de dans a clubului Royal l-am găsit și pe antrenorul Horia Preda, cel care a coordonat echipa României la mondiale și cel care se ocupă de Alex și Andra de mai bine de 4 ani. Am găsit un club care muncește, care vrea să se dezvolte, un club care are tradiție de fapt, care a făcut de-a lungul anilor mulți campioni, a antrenat mulți copii care astăzi ne reprezintă și în străinătate. Am găsit niște prieteni în primul rând, pentru că împreună cu Ovi și cu Otto ne cunoaștem de foarte multă vreme. Mai bine spus, ne mă cunosc de când eram copil și astăzi am avut, zilele astea am avut mare plăcere să mă întorc acasă, pot să spun. Facem ultimele pregătiri pentru sezonul de toamnă. Peste 2 săptămâni începe la Baia Mare a treia ediție la Cupa Galactic și deja suntem în pregătiri de la începutul verii, cantonament cu Marius. Acum este aici Horia Preda, colegul nostru de la Timișoara, cu vicecampionii României, cu Alex Niculescu și Andra Păcurar, și urmează să mergem săptămâna viitoare la Marius, iar o săptămână să mai lucrăm și după aceea încep concursurile de Cupa României la București, internațional de la Brașov, deci avem de muncă în această toamnă. Sperăm să ne clasăm și la mondiale, tot pe locul 3, o să fie la Moscova, ceea ce înseamnă că o să fie foarte greu pentru noi, dar o să muncim și sperăm să reușim. Andra, cum de ați ajuns la Satu Mare? Am venit să antrenăm perechile de aici, să le ajutăm și am venit să fac niște coreografii. Cum vi se pare clubul? Ați mai fost? Da, e a doua oară când venim și o atmosferă foarte faină. Perechile de aici? Ne-am împrietenit deja, suntem prieteni cu toți copiii de la club, cu domnul Ovidiu, cu domnul Otto Varga, suntem deja un colectiv și, cum a spus și Andra, am mai fost aici, ne place foarte mult. De remarcat că cei doi dansatori sunt mai cunoscuți publicului larg după ce au ajuns în finala show-ului de televiziune România au Talent.